Drumul național 7 între localitățile Mintia și Săcămaș a fost reabilitat complet. După ce a fost dată în folosință autostrada A1, traficul rutier pe DN7 s-a diminuat considerabil, cum nu își imaginau nici măcar cei care locuiesc în satele străbătute de această șosea. Cu toate acestea, din cauza traficului greu de dinainte, partea carosabilă a fost afectată, formându-se adevărate cratere și denivelări, care reprezentau un real pericol pentru conducătorii auto aflați în trafic. În această toamnă însă, administratorul drumului, respectiv Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a trecut la treabă și într-un timp record față de cum suntem noi obișnuiți cu realizarea unor astfel de lucrări, a fost rașchetată și ulterior asfaltată o porțiune de drum de aproximativ 17 km. După cum se vede și din imagini, întreg drumul a fost reabilitat, trasat și marcat pentru ca șoferii să aibă o vizibilitate mai bună, inclusiv pe timpul nopții. Sperăm să le țină Dumnezeu năravul, așa cum spune o vorbă din popor, și toate drumurile din țară, dar și din județul nostru, să fie reabilitate măcar în acest ritm și la aceeași calitate ca și cel dintre Mintia și Săcămaș.